ne oferă ocazia de a comemora și cinsti jertfa eroică a înaintașilor, prin a căror luptă s-a întregit glia străbună, dar și de a privi cu încredere și optimism spre viitor. Este un prilej de a-i omagia pe cei căzuți la Sfântul Gheorghe, Oarba de Mureș, Cluj, Oradea, Beiuș, Satu Mare, Carei și în alte locuri din țară, dar și pe cei căzuți pentru eliberarea Ungariei, Ceoslovaciei și părții de nord-est a Austriei. Mărturie sunt cei peste 170.000 de ostași morți, răniți și dispăruți. La încheierea războiului, armata română s-a întors de pe front victorioasă și a făcut datoria față de țară. Și azi, cel mai important lucru este apărarea cu orice preț a independenței, suveranității și integrității teritoriale a României. Nimeni și nimic nu poate atenta la statutul nostru de țară liberă, care și-a cucerit cu grele jertfe un loc distinct în rândul popoarelor lumii. Doamnelor și domnilor, pe timpul intonării imnului național, vă rugăm să acordați respectul cuvenit. Onorul gărzii de onoare, comandantul garnizoanei Șimleul Silvaniei, domnul colonel Ioan Floretin Buhoș. Gărdeți! Pe toți spre dreapta, prezentați! Arm! Imnul național al României va fi intonat de către caporal Groza. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum ori niciodată troiește ți-altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu falul nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corfine, română națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Manifestările dedicate zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei Române, Ziua Eliberării, ultimei brazde de pământ românesc, zi pentru cinstirea jertfei și faptelor eroice ale înaintașilor, pentru apărarea și întregirea gliei străbune. Sărbătorirea zilei de 25 octombrie are loc, în acest an, la Monumentul Eroilor Martiri din satul Bădăcin, căzuți în luptele din primul și al doilea război mondial. Mărețul monument, ridicat în acest an, prin grija unor devotați patrioți, se alătură monumentelor din județul Sălaj, la Gruslău, Ip și Trestea. Ziua Armatei Române a fost marcată, la Bădăcin, de garnizoana din Șimleul Silvaniei, prin
ceremoniale militare și religioase, de punere de coroane, gerbe și buchete de flori. A urmat, apoi, alocuțiuni din partea domnului colonel Ioan Florentin Buhoș, domnului Bonțidoi Ciobo, primarul comunei Pericei, domnului colonel în rezervă Alexandru Liviu Șerban, domnului Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimeu Silvanii și din partea domnului deputat Lucian Bode. Manifestarea a continuat cu un program artistic susținut de elevii școlilor gimnaziale din Pericei și Bădăcini. Programul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Glorie armatei române! Pentru dumneavoastră, Diana Tăieru. Bunătății tale și învrednicești a face totdeauna cele bine plăcute ție. Întâi stătătorilor bisericilor noastre, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului și încârmuirea turmei cele cântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnelor și domnilor, urmează depuneri de coroane, gerbe și buchete de flori la monumentul închinat eroilor localității Bădăcini, căzuți în primul și al doilea război mondial. Depun coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale, Comandamentul Regimentului 69 Artilerie Mixtă, Silvania. Thank you.
numărul 315 artilerie Simion Bărnuțiu. Asigurare date Guruslău. Și retragere și veteranii de război și Leul Silvaniei. Asociația Cultul Eroilor. Comunei Pelicei. Yeah.